La ședința organizată la foc automat nu au răspuns prezent toți consilierii locali. Totuși, în sală au fost suficienți aleși pentru ca proiectul de hotărâre să treacă. După o serie de discuții în contradictoriu pe tema celor patru oameni de afaceri care să contribuie cu 25.000 de lei pe an, aleșii au venit cu propuneri pentru completarea echipei comitetului director. Nu ai prevedere ca să dea 50.000. Păi se... Bine. Eu vă mai dau și bani și să nu puteți. Haideți să trecem la... Bine. Situația în care... Vă rog să veniți cu propuneri. Nu vreau să trec ceva, că sigur știe mai... Domnul Vice, dacă se face modificarea acum vis-a-vis de cuantumul sumei, trebuie modificat la Ministerul Turismului și Sportului. Da, regulamentul organizării și funcționării. Nu se pot veni cu amendamente? Hai să depășim situația asta, că deocamdată discutăm doar așa utopic. E posibil să vină. Să vină, exact cum spunea și Dorel, să vină cu 50.000 de euro, să-i depună și poimine e comitetul director. Nu, chiar de poimine nu, dar după următoarea ședință a Consiliului Local. Dar de unde știm că nu vor fi 10 oameni de afaceri care vor contribui la bugetul Consiliului? Să-l vă audă Dumnezeu! Și atunci cei 10 să vină Consiliului. În cele din urmă, echipa a fost formată din consilieri PSD ALDE PSRO. Domnul Ștefan, 12 voturi pentru, un vot împotrivă, domnul Berca, 3 abțineri. Doamna Vulpe, domnul Bobu, domnul Paraschiv. Domnul Rădaru. 12 voturi pentru, un vot împotrivă domnul Berca, un vot împotrivă domnul Paraschiv și două abțineri. Domnul Butan, 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 4 abțineri. Urmează ca noua conducere a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu să vină cu propunerea de adoptare a bugetului pentru anul 2019.